După 20 de ani de mediu, nu cred că este oportun să spunem acum că o valoare ridicată a amenzilor este un indicator de performanță. Noi mergem și suntem convinși că munca de prevenire și îndrumare a cetățeanului este mult mai importantă decât metoda coercitivă aplicată. S-au cerut și sunt în lucru indicatori de performanță care presupun calitatea actului de control și modul de abordare a lui. Noi suntem convinși că lumea nu percepe, adică nu este interesată ce amenzi s-au aplicat, ce am rezolvat ca și problemă de mediu. O amendă nu rezolvă problema, aș putea spune că în multe cazuri o acutizează, fiindcă acel om sau, eu știu, acel administrator care suportă o sancțiune destul de mare din partea gărzii de mediu, s-ar putea să obținem efectul invers, să nu fie dispus să-și remedieze problema, ci să o lase așa sau chiar mai rău să o amplifice. Important pentru noi este să rezolvăm problemele de mediu.